Îmi place să-mi dau timp, să mă răsfăț cu o cafea, muzică bună și un mini self-spa. Poate așa arată o dimineață obișnuită din viața vedetei TV Gina Pistol. Sau blogărița Diana Encioiu chiar și-a schimbat de curând furnizorul de energie. Vă anunț că azi, împreună cu voi, fac trecerea la un nou produs de electricitate. Doar că aceste postări de pe Instagram sunt plătite. Rețelele de socializare sunt pline de astfel de clipuri, însă nu toate sunt marcate ca fiind parteneriate plătite, iar fanii pot crede că influencerii împărtășesc cu ei experiențele lor sincere și fără interese motivate financiar. Ca să evite acest lucru, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a început o campanie prin care verifică conturile de Instagram ale românilor cu statut de influencer în mediul online. Această acțiune este în coordonarea Comisiei Europene și aceștia au în vedere adaptarea actelor normative la ceea ce se întâmplă astăzi. În mediul online se promovează și produse ce s-au dovedit ulterior a fi periculoase pentru consumatori. România are o legislație privind publicitatea și plasarea de produse, însă nu există specificații clare în ceea ce privește pe influenceri și rețelele sociale. În aceste condiții, statului îi este greu să-i sancționeze pe cei care nu își anunță fanii că postarea lor este o reclamă. Trebuie să zic așa legea. Influencerii sunt ăia, fac aia, ar trebui să fac aia cu influencerul care nu marchează publicitatea ca atare, obținută în baza unui contract, este pasibil de amendă între și între. Influencerii trebuie să-și anunțe fanii că postarea lor este o plasare de produse folosind hashtag-uri în engleză pentru sponsorizări plătite de un anumit brand, parteneriate plătite de o anumită companie sau promovări comerciale ori reclame. Rețelele de socializare au acest tool de semnalizare a unui parteneriat plătit. Atâta vreme cât există un avantaj material de orice formă, acesta e bine să fie semnalizat. Și fiscul este cu ochii pe influenceri. Numai anul trecut, aproape 130 de influenceri au fost verificați de inspectorii ANAF. Pentru aproape jumătate dintre aceștia s-au emis decizii de impunere pentru suma totală de 6,5 milioane de lei bani nedeclarați. Contactați de știrile TVR, mai mulți influenceri au refuzat să vorbească despre acest subiect. Pentru promovarea unor produse pe internet, influencerii pot câștiga chiar și câteva zeci de mii de euro.